Bine, șarne. Da. Înainte de asta, procesul verbal la ședința anterioară, de la dată ședința de îndată, dacă sunt obiecțiuni. Nu avem. Nu s-a dat, nu s-a dat. Nu s-a dat. Da. Deci nu l-a dat, nu? La materiale nu era terminat. Nu știu. Da. Da, asta e ultima. Bine, cuvântul domnul Zimar, stai cu ordinea de zi. Cine este pentru? La ordinea de zi de asta. Acceptă cineva împotrivă. Înainte de asta, de a da citit la ordinea de zi, am avut o cerere de-a domnului pe Miguel. Dar întrucât conform... Nu se încadra, oricum. Abia cum alor, da, asta e cererea lui. Am depus un proiect de hotărâre care am înțeles că primăria dacă nu răspuns, am făcut copii aici. Conform articolul 109 aliniatul 1, cetățenii pot propune Consiliul Local și Consiliul Județean pe acolo de care domiciliază spre dezbatere și adoptare proiect de hotărâre. Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi inițiată de unul sau mai mulți cetățeni cu drept de vot, dacă aceasta este susținut prin semnături de cel puțin 5% din populația cu drept de vot al unității administrative teritoriale respective. Neavând tabelul în spate cu minim 250 de semnături, care să fie și verificate semnături CNP, număr, seri la buletin, nu se poate trece proiectul de hotărâre pe varianta de zi. Dacă trecem la punctul de pe ordinea de zi, care am primit tot materialul, urmați vreo să fie la... Invitați să participați la ședința ordinară a Consiliului Local, ce va avea loc în data din 29.08.2018, ora 3, prin sala de ședință, următoarea ordine de zi. Gândurile privind modificarea articolului 1 din HCR număr 52 din 27.07.2017, indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințe de Consiliul Local începând cu 1 iulie 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru anul 2018. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Bacani pentru anul școlar 2018-2019. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de livrare prin concesionarea a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la ADI. 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local Balcani numărul 48/22 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările de completări ulterioare. 8. Diverse. Mai adaug ceva? Nu mai adaug ceva. Nu mai adaug ceva. Deci trecem la primul punct al ordinii. Supun la vot. Da, supun la vot. Cine este pentru? Când am spus-o la da, la... Sau la opus vot ca să puteți trece prin să vota procesul de bani? Nu, nu, nu. Am greșit la vot. Deci, cu privire la primul punct, de la ordinea de zi, dacă cineva vrea să intervine. Proiectul de privind modificarea articolului 1 la HCR numărul 52 din 27.07.2017 privind stabilirea indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local început cu 1 iulie 2017. Când s-a mărit salariul la primar, atunci era doamna Angela. Nu, a fost trecut un articol în care s-a specificat într-o anumită formulă numărul de ședințe și trebuie rectificat articolul ăla. Trebuie să modificăm hotărârea prin articolul ăla. Deci rămâne total valabil hotărârea vechi, numai că articolul se modifică cu conținutul care de prevede de articolul 39 din legea 205, cu număr de ședințe. Care trebuie să participe consilierii. Nu era prevăzut în articolul de îndată. Deci au fost prevăzut de articolul 1, 2 ședințe și de fapt se pot face mai multe. Da. Asta se modifică. Conținutul articolului 1. Restul e hotărârea aceeași, ca și conținut. Discuții. Dacă nu domnul Varnă? Da, nu. Nu, e
discuții. Nu am înțeles. Deci pot fi mai multe ședințe de dată? Deci legal este o ședință ordinară, una extraordinară și se poate face mai multe de îndată. Așa. Și a fost specificat în articolul respectiv una, două ședințe. Și atunci trebuie să modificăm articolul respectiv. Deci nu toată hotărârea. Și se specifică pe hotărârea articolul 1 din hotărârea respectivă. Nu, nu știu ce vor. Da. Dar vrea cineva să intervină? Pune la vot. Cine este pentru? Așa. Abține cineva? Împotrivă? Proiectul de lege privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local pentru 2018. Tot la investiții intră sau intră tot cu beneficiarii legii 460? Nu. Ce se intră? Consolidarea podului la schid. Arabii? Da, consolidare. Ah, nu, consolidare nu, da. Și la schid mai avem lucrări de întreținere a cimitirilor și anume că unii oare în cazul cimitirilor avem la schid și consultarea cardului, mărirea a cimitirilor. Și acolo e nevoie și de materiale, nu numai de beneficiarii la legea 460, numai de oameni. E bine să... Iar la Rudaș, realizare de punți pentru cei de pe Valea Rudașului. Știu că sunt punți de lemn, mai putrezesc. Da, nu e reparat, e reparat. Da, nu am pus material. Domnul Barna. Da. Eu vreau să întreb pe doamnă primar, am avut proiectul ăsta așa în trecut? În fiecare an se actualizează. N-am auzit, mai tare. În fiecare an se actualizează planul de exact. Acțiuni. Arată foarte frumos pe acțiuni. Din păcate, anul trecut nu s-a făcut nimic. Domnul Gângă, la fiecare ședință, v-a reproșat că nu ați reparat o stație. Eu știu că hârtie arată foarte frumos. N-ați făcut nimic din ce scrie aici în 2017. Pentru ce o mai faceți? Asta trebuie rămâneați, domnul. Dar nu m-am întrebat. Dar ați fost, nu, dar ați fost, dar ați fost. Da, domnul, nu. Să aveți bunul simț să vorbiți când vă întreb. Da, de ce nu s-a făcut? Dar să luăm pe punct, așa, da. Să nu... Punct. Nu s-au reparat băieți și topoganii? Nu, mă arăt poze dacă n-ați fost în teren. S-au reparat și la Balcan. Da, s-au reparat. Pe tot o mai rămas la schid câteva și la... La Ludaș, parcul din fața... Și la Balcani. Nu s-a tăiat iarba prin... Și la Balcani, da. Nu s-a tăiat iarba prin pizoană. La... Nu peste tot. Ba chiar peste tot. Nu peste tot. Gard, reparați gardul pe muritoare și nu știu, lucrări de curățenie. Vreți să luăm punctual? Spuneți-mi și mie, unde s-au vopsit și reparat mâini curente la podețe anul trecut. Peste tot. Unde? La toate podețele și podurile, dacă mergi pe teren, ai țineți. Nu se minune, aduce pe teren, îți arăt pozii. Nu aveți pe teren. Dar îți arăt pozii, ca să vede, dar... Pe teren. Păi nu, păi odată ce... Nu ce zici le-ați mine, făcut. Ați reparat stațiile de autobuz? Mâna curent de la, spun așa mare, la pod, la Frumoasa Este, și spre parc și în partea altă. La piață, la Frumoasa, cât și pe alta, și pe o parte și pe alta. Domnul, stații de autobuz ați reparat? L-a reparat toate, mai puțin una de un Ludaș, la intrare pe stația. Da. Spune domnul, ați reparat stațiile? Da, da, acum ați reparat stațiile. Deci nu ai stații reparate? Dar dacă e reparat, înseamnă că are o porțiune lucrurile, nu-i tăiat. Diferența de reparat și înlocuit din coșul de gunoi, de ce nu? Am schimbat și coșul de gunoi, nu toate. Nu le-am schimbat pe toate, dar sunt schimbate. Deci... schimbăm unul, mâine să strică altul, schimbăm și pe ăla, nu putem sta în gâboșul de gunoi, îi sunt, mai sunt de rezolvat, de reparat, de rezolvăm pe toate. Da.
eu vreau să evidențiez faptul că pe hârtie arată foarte frumos, banii se cheltuiesc și în comun nu se face nimic. Nu, se cheltuiesc decât pe cei hârtii. Și la astea nu se cheltuiesc decât pe materiale. Că eu am majoritatea făcut cu beneficiar de ajutor participat. Așa. Câți oameni la ajutorul social muncesc? Total pe comun sunt vreo 120 oameni. Bun. Și în Balcan de ce muncesc doar 2-3 vecini? Nu toți muncesc, se arăt procesul verbal semnat de fiecare muncitor în parte. Și ce au făcut? Pe ore. Avem procesul verbal. Trebuie să mai treceți pe la primărie și puteți să mai verificați domnul Vară. Da. Să vedeți că așa se face. Ce se face? Ce exact ce ți-am zis? Păi eu de ce nu văd pe drum decât 2-3 oameni? Păi nu știu, când treci pe drum și când vezi. Cei oameni sunt capți de muncă. Cei dacă te duci la zi, nu am zis că sunt 100 și ceva. Ceva pe comun, în Balcan sunt 20. Sunt capți de muncă, care trebuie să presteze servicii. Să șupă. Aia din Balcan 20. Adică noi avem 100 în total. Da, 120 ceva cu forțe de care trebuie să presteze. Domnule, fiți coerent. Da. Câți avem în total? La ajutor să 300 și ceva. A, vedeți, am țas așa de bunica și bunica mea tare și bunica lui. Nu, eu nu am nicio bunică. Am vreau să zic, bunicii la noastre și părinți. Deci, azi de muncă sunt 120 și ceva. Nu știu exact. Spune. Păi așa am zis. Nu, 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 mai devreme ați lăsat a se înțelege. Ce se total. A se înțelege că sunt 100 și ceva în total. Forții care trebuie să presteze muncă în volon comunitate. Și prestează toți? Da, absolut toți. Cu, în fiecare zi, cu semnul, cu tabel, semnul, cu funcția respectivă, câte ore. Așa se bun. Dar cum mai aveți, domnul Gândea, zis. Da, referitor la reparațiile care erau făcute, eu acum un an chiar am făcut o propunere că ăștia de la legea 416 să fie sortați, că am văzut că avem printre ei chiar meseriași care spun la niște munci a dat cu bar sau și avem meseriași care se ducea pe bala sudură, bala a reparat bănci. Eu am propus atunci să luăm doi din echipă, doi la schit, doi la frumoasa, tot pe fiecare sat câte doi, se ocupe de întreținerea parcurilor. Eu știu că dumneavoastră ați făcut, într-adevăr, pe partea la frumoasă, se repară, chiar și la Balcan, se repară pe bănci. Dar la schit, dați-mi mie un exemplu ce bănci ați reparat. Că nu s-a reparat băncile, nu s-a reparat topoganele, am pus un mare accent, eu vorbesc mai mult că sunt nouă, eu am pus un mare accent pe desfundatul podețelor. Tot la fel, dumneavoastră a spus că oamenii de la care s-au angajat UAT-ul au mult de lucru. Înțeleg că i-am văzut, au mult de lucru. Dar am văzut aici că e prins în legea 416. Acum, când știu sigur că acești oameni care ar vrea să fie și în continuare beneficiari de ajutor social, că totuși mai face ceva muncă în folosul comunității, să pună să respecte programul care e dat fiecare. Pentru că un podeț, dacă e înfundat, apa o ia la vecin. Și acum un an am spus de podețul ăsta de la Balcan, nu spun cu răutate, sunt toți oamenii aia de acolo, un podeț ca să aibă intrarea mai mare ca ieșirea, deci 50% imedică ieșirea la un podeț față de intrarea la podeț. Vă dați seama că dacă vine o cioată, aia intră, dar de ieșire nu mai iasă. Trebuie să mergem fiecare pe teren, noi care suntem aici, să vedem ce-i de făcut și să-i punem la treabă. Nu-i punem noi consilierii locali. În rest, cum a zis domnul Varna, pare totul frumos, dar hai, a fost un an de pregătire, am fost și noi mai noi, acum am căpătat și noi consilierii mai multe experiență, v-ați învățat și dumneavoastră noi, sper să facem pe 2018 o treabă bună. Și o să ținem cont, chiar îl pun deoparte, fiecare ce ar de făcut. Cam atât am avut dispus referitor la lucrările care... Da, păi trecut. Dacă mai... Da, mai am eu. Domnul primar mi-a spus că eu vreau pe teren. Dom'le, văd că scrie aici, frumos, la Balcan, la punctul 18, la punctul Bana, ăla e peste gard de mine. Spuneți-mi și mie, când în ultimii 28 de ani a venit vreun angajat al primăriei să cureți acolo șanțul ăla? Ca să vă demonstrez că mințiți. Nu, niciodată. Așa. Niciodată n-a venit niciun angajat al primăriei la săpat. Taică-mi Dumnezeu să-l ierte Nelu, eu când eram copil. Niciodată n-a venit nimeni. E la casa la domnul, acolo pe părău s-a aduce la deci nu mă luați pe mine la mișto. Păi da, nu, la mișto s-a făcut astea, ca să dea bine. Da.
Da, propunem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Trecem la următorul punct al ordinii. Proiectul privind aprobarea rețelei școlare a Uniunii Bancane pentru 2018, anul 2018 și 2019. Da, n-avem. Și rețeaua școlare, numărul de clasă, numărul... Proiectul care privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor deșeuri în județul Bacău. Discuții. Diferența prea mare între prețul celor de la oraș față de cei de la țară. Nu mergeați cu lanțarea, nu înseamnă să fie lei. 10 lei în persoană la oraș, 5 lei la, la țară. Și aici vine și mașina, vine și tot, acolo vine. Nu, asta nu-ți uită în ultimul. Vedeți? Vedeți, vedeți. Vedeți, vrea cineva să intervină la punct 4? Acolo se pune la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Potrivă? Potrivă 1, 2, 3, 4. Potrivă. Eu vreau să iau cuvântul, dar s-a votat. Da. Nu știu, mi-au dispărut de cuie. De muzică. Exact. Da, trecem la următorul punct. Proiectul privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Ardiz Bacău. Și da, bine, dacă vreau. Discuții. Nu pasă niciodată. Ardiz. Și una așa, altă. Două proiecte. Asta înseamnă că suntem prins și în lista de investiții. Că așa reiese din, din, din taxe. Cei care nu au 3.000, cei care au 300 de populație. Da, după când știm, știm noi la ADIS, l-am delegat pe domnul Adis, la ADIS, iar la ADIP l-am delegat pe domnul viceprimar. Aș vrea totuși să dea o explicație că chiar îi interesează pe oameni. Că văd că master planul ăsta, sau cum se numește, văd că are până în 2040. Oare nouă, cam când ne vine și rândul să beneficiem și nouă de canalizare? Dacă tot, domnul viceprimar, dacă ne lasă tot așa ați fost la ședința acolo, sper că spune ce întrebări. Comuna Balcan, cam, durează 10-5, până când încep și la noi lucrările. Cred că sunt în faza documentațiilor. Deci nu s-a dat nicio, măcar cât și de cât, un 50%. Până în 2020 trebuie rezolvat. Apa și
termen până în 2020. 2020. Am în 2020. Era 2016, 2018 și 2020. Deci asta ar fi până la următoarele alegeri. Să vedem că se chestii. Noi suntem interesați să demarăm tot ce ține de noi. Nu depinde de unul de o primărie. Nu depinde, domnul primar, nu depinde de primărie. Dar noi, când mergem consiliere, ne treabă și pe noi alte. Domnule, cât băi stăm și noi cu WC-ul în punctul grădinii? Pe cuvântul meu, apa nu mai este potabilă. Deci nu mai este. Știu. Deci noi, informațiile utile le luăm de la viceprimar. Noi am fost în poartă, în poartă, domnul Dic, așa vorbic, fiecare că trebuie semnători pentru adic. Da, da. De asta eu ce niște informații. Deci, în general, știu despre ce vorba. Și vă spun dumneavoastră că nu depinde de primăria Balcani, până în 2020 nu poate să eu știu, dar informațiile necesare... Le-am dat la oameni și le dăm și dumneavoastră acum, da? Dacă aveți oricine... Nelămuriri, de asta și insist. Asta era nelămurirea când ne vine și nouă rândul să înceapă de canalizare. În 2020 începe lucrul. E până... Asta întrebarea. Începe de fost. Nu, da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Da, trecem la următorul punct. Proiectul privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local Balcani numărul 48 privind din 2020 privind aprobarea masei planului sectorului de apă și apă uzată din viață. Dacă cu modificări și cu modificări și încă pe urmări. Asta cred că vreau zic că domnul. Dar cam amândouă. Să leagă una, să leagă una de alta. Asta am putut. Dar mai vrea cineva să intervine. Domnul Vandu. Da. Eu v-aș întreba, ați spus că ați fost din poartă în poartă și ați vorbit cu lumea. Nu neapărat eu. Da, mă rog, din primărie. Subordonații dumneavoastră. Da. De ce toată comuna a înțeles că dumneavoastră faceți analizare? Nu avem pe ei, m-am trebuit și înțelege lumea. Pentru că dumneavoastră ați mințit prin subordonați din loc. Posibil. Să-mi vină cineva la mine care zic că primarul a făcut canalizare sau nu mă pricep, nici n-am în domeniu așa ceva. Dar asta e ca să-l lămurească toată lumea, deci nu are nicio treabă în primărie. Ba da, are primărie, are. E un proiect. Că de la primărie au plecat. Deci toate astea au plecat de la primărie. Nu primăria Balcan, toate primările. Așa. De la primărie au plecat. Îi trebuie apă, canalizare și tot. Și Consiliul Local, numai primăria. Păi când vorbesc de primăria și Consiliul Local, cu aprobarea care au aprobat, da. Și atunci, de ce nu ne puteți spune când să vor începe? Păi exact ce am zis mai înainte. Păi dacă, dacă dumneavoastră sunteți inițiatorul, de ce nu ne puteți spune o dată? Sau un preț? Trebuie să... Deci orice lucru se face pe baza unui plan. Dacă dumneavoastră ați făcut planul și l-ați inițiat și l-ați gândit și l-ați conceput și toate comunele v-au urmat, așa a spus, a spus mai multe comuni, da? Da, de ce nu ne puteți spune? O dată de începere, un preț, eu asta v-am mai spus. Mi se pare normal să spui omul. Se lucrează, dar și nu are de o să știe nimeni. Cine lucrează? Adibu. Consultant sau consultant sau... Așa. Care pregătiți stați. Atunci de ce mințiți? Asta da, vă cu mințetul, gata. Domnule, n-ai gândit să nu facem acum comisie. Da, altceva nu știu. Dar nu am spus așa, am zis că vă facem canalizare. Da, oricum primărie faci, nu faci populație din primărie. Primăria? Primărie. Eu, primarul, Vasile Luca, fac canalizare. Primăria nu face nimic. Ei, nu faci. Parma. Și dacă ai ceva cu mine personal, vine să vorbim. Dacă ai pierdut, vine să vorbim separat, nu facem ce clar în fața camerei. Nu am nimic personal. Ba, da, se poate. V-am răspuns și nu gata. Îi spuneți-mă un preț. Doamna secretară, nu știm prețul, nu se știe prețul acum. N-are de unde să știe nimeni, dar se lucrează acum. N-are de unde să știe nimeni. Nu. Așa ați făcut și cu noi. Așa am făcut tot, papelul, toată țara asta. Doamne, dar poți să vorbești și eu ceva de prăie? Vorbești, dar vorbești. Notează doamna secretară și de-am răspuns. Următoare ședință sau scris. Conform. Domnul Bandac, să lucrează la proiect. Așa. Normal că n-are de unde să știe prietul final. Nu, să fac niște estimări, nu zic prețul final. Normal. Nici estimări n-avem. Deci noi votăm, fără să știm, o să ne trezim exact ca și cu gunoiul. S-a votat, s-a aprobat proiectul, dar nu prietul. Păi da, și pe urmă ne-am trezit cu prețul pus sub nas. Trebuie să-l plătești. Vi se pare corect? Nu cred că e așa. Nu e așa. Poate negociat. Păi da, și cine a mai negociat, domnul Vasilier? Noi am vorbit și cu gunoi, lumea e destul de mulțumită. E foarte mulțumită. E foarte mulțumită. Ei, vă zic că nu au venit toți din gunoi, ce o ieșit.
Păi, domnul, păi da, nu? Primar, să vă explic o chestie. Cât plătim noi? Cât plătim noi pe tona de gunoi? Ca tot, domnule, da, exact, cât plătim noi? Ca tot, la 4 lei pe lună, pe persoană. De persoană. Nu, nu, nu. 407. Ei, cu cât colectează la noi tona de gunoi? Cât bani le dăm noi să ia? Leața probașul dumneavoastră. Nu, o să vă zic. Poftim? Leața probașul dumneavoastră. Da, nu, eu am votat împotrivă, n-am. Dar oricum le-ați citit. Dar le-am citit și nu mi-aduc aminte. Spuneți-mi cât plătim. Nici unul. Ei, vă spun eu, cu aproximație, noi plătim în jur de 300 de euro pe tonă. Da? Ei, la groapa de gunoi, la Bacău, plătesc în jur de 18, între 15 și 18 euro per tonă. Mai plătesc doi amărâți care iau tomberoanele, ăia 10 euro pe zi, plus șoferul. 20 cu 18 la groapa de gunoi, ei cheltuie... Am lăsat să termin? Lăsați-mă să termin ideea. Da? Ei cheltuie, asta e ideea, ca să o înțelegeți. Ei cheltuie în jur de 100, maxim 150 de euro pe zi, cu fiecare mașină, și încasează 300 de euro de la primăria Balcani. Nu, eu da? Sunt noi cei de la Balcani. Păi, nu, așa e peste tot. E o afacere proastă? Nu știu dacă e afacere proastă. Păi nu! Așa că nu e afacere. Păi de ce s-a făcut? Dacă s-a făcut proiectul ăsta, nu eram noi. De când e venit cu gunoiul? Nu erai dumneavoastră, dumneavoastră era și a fost de acord. Da. Dacă mai aveți ceva de pus la punctul ăsta, așa... Cine este? Cine așa? Da. Supunem la vot. Da, cine este pentru? Așa să puneți actul. Și dar ce ține să nu învârtim în jurul cu ăsta? Păi nu ne învârtim, ăsta e adevărul. Suntem trași pe sfoară, cu acte în regulă și furați pe față. Pe banii oamenilor. Da. Mă ajung la punctul divers. Bine. În primul rând. Da, hai să facem o listă, dar nu ne lungim mai mult de 5-6 minute pe care, că așa deja frică. Am avut o discuție anul trecut cu campioana mondială Andreea Grăbinoi. Se datorit pe bugetul care nu permite, chiar și doamna contabil, a spus așteptăm anul care vine să vină un nou buget, să stimulăm și noi o campioană mondială, pentru că totuși ne reprezentați și e oglinda comună, până la urmă primarul, o campioană mondială, noi Consiliul Local, împreună cu domnul primar, îi dăm o sumă de bani de merit. Noi să facem o propunere acum, iar domnul primar, la termenul care vine să vină cu un proiect de hotărâre, noi să-l aprobăm. Asta ar fi primul cum. Da, este discutat în decembrie sau noiembrie. Punem azi la bugetul din anul care, de anul 2018, să prindem în calcul și o să-l prindem. Păi asta e primul punct care... Premii. Care da. Să mă întâlnim cu soană, bineînțeles. Al doilea punct. Am venit acum 10 zile de la București, am plecat chiar noaptea de acolo, am ajuns la ora 1 noaptea aici. Toate comunele aveau iluminat public, alugând comuna Balcani, beznă. Chiar m-am supărat. Nu știu, și chiar aș vrea să văd și colegii mei consilieri de acord cineva ca să aibă iluminatul public, să nu beneficieze oamenii noaptea, cum e pădure la noi, să nu aibă iluminat public noaptea. Vreau să văd și eu, că se ridice unul sus, odată, eu știu că odată. Eu am postat și s-o dat drum. Eu aș vrea ca pe viitor, Comuna Balcan, nu-i de râs, Comuna Balcan, nu, pe viitor. Eu aș vrea ca pe viitor, Comuna Balcan, să beneficiază de iluminat public, că totuși... Eu nu vin ca. Hai că o lungim pe iluminatul public. Nu era mai frumos dacă îmi vedeai un telefon să mă întreb? Am dat de două ori, domnule. Nu mai suna. Uite, telefonul aici și eu ți-l dau. Am dat de două ori înainte. Mi-ai dat pe telefon. Știți care a fost zis? Ceasurile de electrician. Ceasurile programatoare, da? Parcă așa zice. Da, programatoare, dar programate de unul. Programate. De unul. Dar spus special să susțin, să aprindu-l. Da, m-am ascultat, dar eu am zis că pot să... Bine, dar vă să confirm treaba, că nu că ai dat-o pe Facebook, am dat-o. Am făcut comandierat ceasuri programatoare care pentru 10 ori, rezistență 10 ori, sau cam așa ceva, că nu l-am văzut pe electricianul nostru, și-o venit de la Ion, am chemat, dar mi-a dus, am făcut comandă, au adus ceasuri programatoare noi și le-am dat drumul la iluminat public. Cu durat o săptămână și când nu i-a venit
Și am spus, dar nu pentru economii. Știți care a fost cu economia? Că economia se compensează noaptea de vară cu noaptea de iarnă. Nu a fost intenționat. Sau când s-a oprit la Ludaș, tot din cauza acestui programator. La minus 5 grade, da, domnul Ierica, la minus 5 grade se declară... Nu e adevărat, deci practica asta se practică de mult. O întreruperea iluminatului public noaptea. La programator de zi primar, nu s-o, nu. De când sunt primar, nu s-a întâmplat niciodată. De asta de mult, eu știu. Doamne, când eram eu în 2007, doamne, eu zic de când sunt eu primar, că nu s-a întâmplat bine, așa ceva. Acum s-a schimbat cea de programator și nu e problemă. Da, dai, da, nu era pentru economie, dar nu știu, educație, nu. Trebuie să în replică... Și la deschid să-ți oprească curentul la frumos. Nu, băi, dar nu știu cum funcționează. Nu știi că nu lucram cu programatorul la soare. Lucram cu programatorul la soare, dar tu ai programat vreodată... Dom'le, dar voi scrimim publicul, că așa... Eu nu vorbi de ce. Dar vă rog, schizi-l la cuvânt, că așa... Scrizi, domnule. Deci, ca să înțeleagă fiecare, avem câte două, trei transformatoare pe sat, în locale, în comună, sunt în jur la 10 transformatoare. Pe fiecare transformator există programator, da. Și nu are cum să se defectează toate odată. Nu, le-am oprit pentru să nu se vadă într-un sat, este lumină în altul. Așa, deci le-ați oprit. Da. Mă bucură faptul că s-o remediat treaba. Păi se remedia și chiar dacă mă întreba și să explicam. Și deci mă bucur. Cu doamna, cum îi spune, la doamna. Da. Deci oamenii au așteptări. Mie îmi place că suntem activi pe Facebook și în fața camerei, dar pe teren mai puțin. Asta îmi place că suntem activi. Ba, ascult, domnul primar, noaptea pe teren și chiar am verificat, n-ați avut lumină. Deci, am venit undeva. Am avut. Am fost și la Tastău. Când vine de la București, ai fost pe teren. Corect. Să știi că am fost. Nu contează. Deci, vineam. Dar n-avem niciun interes. Că nu e economie pentru 3 ori noaptea. Vă mulțumesc frumos și vă felicit că s-a rezolvat treaba. Sper că viitor să avem lumină noaptea. De exemplu, de acum în Olari, la transformatorul de la ăsta, iar s-a defectat. A fost azi electricianul, la minus 5 grade se defectează. Așa scrie și în cartea de funcțiune sau funcționare. Un alt punct care e necesar și care mă întreabă oamenii din Comuna Balcani, e situația căminilor. E vorba de căminul din Schitul Frumoasa. Noi am avut un proiect și o investiție de 147.000 de euro în care l-am aici. A fost în mandatul trecut, consilier, mai sunt consilier și în mandatul ăsta, și acel cămin a fost din satul Schitul Frumoasa. Cu toate dotările necesare a fost 147.000 de euro. Aș întreba la ora actuală, se poate face o nuntă acolo? Eu personal, băietul meu, ar vrea să fac o nuntă și ar vrea să chem și eu invitați, nu-i duc la WC-ul pe malul apei. Vreau să duc la o nuntă decentă, să aibă un aer condiționat. Când e nuntă? S-o sută... În vara asta. O să aibă. Deci s-o 147.000 de euro, care eu și-a spus că primăria a luat și-a făcut. Cine a venit și-a făcut, nu a făcut treabă bună. Și iar noi, dacă vă aduceți aminte, anul trecut am contribuit cu ăia 5% care, știți că așa se depune, la un proiect trebuie să participe și comuna noastră. La ora actuală am informații, cine vrea să facă nuntă trebuie să facă cu butoaie de 200 de kilograme să ducă acolo pentru spălat, dacă vrea să meargă un invitat, să-și facă nevoie. La WC-ul, normal, trebuie să meargă la WC-ul de pe malul Gârlei, apă curentă nu este și chiar vă spun să prindeți în buget și nu numai căminul din Schitul Frumoasa, e și ăsta de la Balcani. Dom'le, mulți ar vrea să facă nuntă aici, că nu mai prind locuri în alte părți, ia mână 3 ani și nu poate, le rușine să aducă invitații. Deci e o treabă care ne preocupă pe noi consilierii și primarul, bineînțeles că primarul e executor, dar noi, datoria noastră e să spunem. Dacă nu spunem, nu ne aude nimeni. Da, domnul Vital, îi rezolvăm. Atât am avut de sus, dumneavoastră, pe mine. Dumneavoastră știți ce aveți mai puțin aer condiționat, nu o să bat, să știți, la cămin. Eu am propus, vă dau... Vreau să vă arăt că este prins căminul Balcan și căminul la mine, pe care e, de fapt.
pentru bugetul de anul ăsta și căminul Schietu. Acolo la căminul Schietu era în atribuții primăriei Balcanți, facă aducțiunea de apă. Fântâna nu mai avea apă din colț de acolo, trebuie adâncită, n-am avut meseriași care să lucreze cu apă în regulă ca să putem plăti. Trebuie adâncită, fosa este făcută, WC-urile sunt, grupul sanitar, apă curentă o să avem, Pe mine mă bucură faptul că spuneți că fac, vreau să văd fapte, dar sper că nu sunteți un băiat așa rău cum mă rău cum vă criticați pe mine, eu nu prea critic. Mă bucur, deci vreau să văd fapte, vreau să aduc și o invitație la un cămin, pot frumos, da, cine primar să zic? Invit și primarul, da? Îi invit, domnule, dar să știți că nu trebuie trăciut. Dacă votez bugetul, dacă v-a spus că votez cu 2 mâini. Nu neapărat, trebuie votat cu 2 mâini. Nu, glumesc. Da. Mai aveți, nu, atât. Astea 3 punctele am avut discuție. Domnul Barna. Lăs rezervă tuturor care vine. Cum aprobăm bugetul pe dată? Ca anul trecut cu 900 de milioane la telefoane, clar. 900 de la telefoane. Înțelegeți? Dumneavoastră când mergeți cu mașina vara la 30 de grade, nu folosiți aerul condiționat? Nu, răceți automat la geam. Răciți? Am probleme. De-aia sunteți neotranspirat. Nu transpirat, cu vă despinați. Da. Da, nu vă mai zic nimic. Văd că dumneavoastră interpretați ca anul ceva personal, cu dumneavoastră. Faptul că nu vă faceți îndatoriri din serviciu, nu trebuie. Acum, în totalitate nu crezi. Eu n-am zis că nu s-a făcut. Eu sunt mulțumit că-i mulțumit de populația de ceea ce se face. Toți asta e. Cu care vorbesc, îi mulțumesc. Nu mi-a zis nimic, că n-am făcut ceva. Trebuie să vorbiți și cu cei care au votat, că sunt mai mulți decât aia care au votat. Nu, dar vorbiți și cu aia, că n-am de 100. Vreo 2-300. Ai nu să știi care au votat, că aveți grijă cu cine vorbiți. 2-300 nici eu vreau, 300 de votat. Și vedeți că domnul Ungureanu se scarpe de la nas, ceea ce înseamnă că e... Hai, deci nu mai e un moment. Cam dă dreptate. Dar să dați domnul Ungureanu. Ce nimic? Limbajul non-verbal e 80% din comunicare. Ce spui nu înseamnă că este și ceea ce ai gândit. Da. Ar trebui să fie învățat treaba asta până acum, că a stat un expert în citirea limbajului. Dar nu mă dau învățat. Exact. Cei care au trădat la securitate sunt experți. Domnul Ioan Izeacu. Da. Suveniți? Da. Eu am propus un proiect de hotărâre privind un nou organigramă a primăriei Balcani. Pentru asta, să zic așa, ca de fiecare dată când faci un proiect, te orientez, cauți niște motive, exact așa cum spuneți de motive, sau trebuie să găsești motivul pentru care te determină ca să faci acest lucru. Am studiat vechi proiect, dar voi propus de domnul primar Lucan, dom'le, eu nu zic nimic în privința unui proiect. Dar mie mi se pare că nu e fundamental tehnic. În primul rând, când faci un proiect, trebuie să te orientezi, dom'le, am nevoie de așa ceva sau nu am nevoie? Să ții cont și de discuțiile care au fost luate în ședință anterior. Ori ridicat problema asta, au ridicat-o și domnul Gânga. Sunt prea mulți polițiști. Adică, chiar dacă unii spun că nu visau, o să spună cineva că sunt posturi, dar nu sunt ocupați. El nu contează. Posturile cele care le ții așa, sunt posturi care le ții pentru ca să, cum să spun, ai nevoie să angajezi pe unul, nu mai ceri permisiune la nimic. Îl angajezi. Una ar fi, sunt 8 polițai pe organigram. De asta mie mi se pare dezechilibrată și anormală. Și 7 funcționari la contabilitate, finanță, impozite, taxe și nu știu ce. Domnule, oare, chiar dacă o să spuneți că sunt vacante, m-a zis, când faci un proiect, spui, domnule, este necesar sau nu este necesar?
Asta vă întreb. Una. Este necesar. Bun, este necesar. Ia pe jos. Unii, îi vedem ce fac. Cel puțin 10 ani să ăștia oameni și nu fost necesari. Băi, din 10 ani. Toți aceștia sunt votați și pun treaba. Să vin la ședință și să votează pentru că să iei bani. Dar ca să văd că sunt foarte mulți care nu propun. Și am zis treaba asta, de forma de organizare a primăriei trebuie să fie interesați majoritatea. Și mai ales, și puncteza un caz. La cei care și-au depus candidatura pentru primărie. Dom'le, ca să vii în primărie, trebuie să ai o lecție de haba. Trebuie să știi cu ce o și unul și altul și altul și altul. Că tu stai puțin, eu nu zic că sunt as sau mai știu. Dar domnule, trebuie să fie o lecție cu orientare în privința. Le trezești pe scaunul ăla unde stă domnul Luca și îți faci lucrările, ți-l faci din țări secretar. Și în privința asta și... La care am candidat. Nu, mi s-a găsit în final că am văzut acolo, așa că nu aș fi avut dreptul ca să propun așa ceva. Dom'le, mie, dacă citim articol, există o lege, 24 din 2000, care spune așa, că legile sunt făcute în așa fel încât să nu aibă dubii, fără echivoc. Deci când spune un articol, când spune treaba asta, deci nu trebuie să mă mai duc la articol. Și mie spune așa, în articolul 45 aliniatul 6 spune așa, proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii locali, primari sau de cetățeni. Nu spune că de cetățeni, respectând articolul sau nu mă trimite la articolul 100 și nu știu când. Așa spune legea, domnule. Nu, așa spune legea, dar nu spune. Domnule, legea spune aici, dacă legile sunt fără echivoc. Păi citești și-ți convine, citești. Nu, păi tocmai dumneavoastră citești fără, nu ci-ți convine. Păi eu vă spun ce zic, dacă legea e făcută fără echivoc aici, nu mă trimite articolul respectiv la articolul 100. Am văzut. Păi legea 215, articolul 9, da? Da. Spune clar, cetățenii pot propune consiliul local, consiliul județenii, așa? Bun, eu atunci am să fac apel la un... Dacă nu-ți convine ceva, de vreo hotărâre a consiliului local, de primar, de vreun consilier de casă pe care administrativul, plângerii penale, doar pe chestia asta te-ai judecat cu primăria, ai pierdut 5 procese, trebuie să-l ai 5 la primărie. Și acum ce vrei să demonstrezi? Îți hoți și aia de la judecătorii, procurorii, toți îți hoți pe la primărie. Este păcat că nu ați citit și rezultatea că vin la... Am citit, cum, toate le-am citit. Nu vă dați dreptate. Eu dar peste tot. Pot să-i dau un răspuns în calitate de consilier, că tu referi și la mine. Referitor la poliția locală. Să știți că și eu am avut dubii în privința poliției locale, pentru că am zis că sunt niște bani cheltuiți. Dar m-am documentat și am văzut că poliția locală e înființată nu ca vrea numai decât primărie. Deci un polițist local, posturile, mai bine zis, care sunt organigramă, sunt funcții de numericul personal. Comuna Valcanda, care are peste 7.000 locuitori. E conform legii. Deci în funcție de cât Iar primăria Balcan a angajat 50% din posturi. Deci de asta spatul. Acum... Am văzut că și poliția locală nu stă chiar cu mâna în sân. Când, dacă o fi noi sau alții la conduși, și luăm alte decizii. Dacă domnul primar... O să avem luna care vine, cred. Spre încheie. Referitor la prezența dumneavoastră în Consiliul Local, pe mine mă bucur nu numai dumneavoastră, sunt chiar și alte persoane. Pentru că sunt multe care, nici consilieri și poate nici un primar nu poate să știe. Poate cineva vine cu un proiect util și noi trebuie să-l consultăm. Deci chiar ar vrea să consult și eu documentația care am depus-o la domnul Găinecel. Că de ce să luăm? A venit domnul și-a spus, părerea e bună, e rea, noi trebuie să vedem, alegem ce e bun, dacă nu e bun, nu alegem și să ne vedem bani. Domnule, eu aș vrea să continuăm.
legat de el. Am putea ce doar. Hai să ne gândim. Cei din anul care e la agricultură, care e de la dacă nu mai sunt mari, băi, auzi, domnul președinte, domnul președinte, v-ați dat la șurcă? Încă o problemă care o vine. Legat din organică, auzi, domnul Vargă, domnul președinte, da, ziceți, vă ascultăm. Consiliul local. Și învățați la școală. Să nu bagă. Domnul, adică hai totuși să fim, eu politicos. Legat din organică. Conform legii. Conform legii, Consiliul Local și-a făcut datorie. Are dreptul, vă spun și articolul, așa, articolul 79 din ordonanța 35, are dreptul să angajeze un, o persoană, tipul de jurist sau așa ceva, care să vă îndrumi. Aveți dreptul. Cum? Aveți dreptul decât să angajezi șapte poliția, poți să angajezi un. Nu mai e dreptul. Să... Nu, de anul ăsta nu avem voie să mai angajăm la primărie. Mai dacă pleacă, doi angajăm unul. Da. Exact. Legi. Bun. Încă o problemă care s-a ridicat exact și în consiliu. De asta o să discut cu consilierii și văd. Da. Bă, că am abordat exact problemele legate și de lucruri. Nu, legate, care le-au ridicat ei, nu ce m-am vrut pe mine, domnul primar. Da, da, ei, da, au ridicat, da, ei au ridicat problema și desfințării postului administrator public. S-au votat, fără administrator public, când a venit legea de la Bacău, în loc să se redacteze din nou fără administrator public, dumneavoastră ați redactat-o cu administrator public. De ce? De ce ați încălcat, cum să spun eu, un amendament care l-au cerut el și vot, ei și l-au votat în consiliu? Asta vreau. Nu au votat amendamentul în 29 septembrie, vă spun și data. Când a fost votat. Nu s-a dat. Verbal a fost un amendament, dar aceeași poveste am avut-o și într-o ședință anterioară. Amendamentul este un cuvânt scris. Amendamentul este un cuvânt scris în procesul verbal sau un raport. Amendamentul este o hârtie întocmită de comisie. Citiți mai bine sau încercați să înțelegeți legea. Încercați să înțelegeți legea, nu ce spun. Domnul Ciorinț, amendament, nu, lăsați-mă ca să termin. După ce a spus mâine, nu a spus mâine, nu a spus mâine. S-a mai ridicat problema. S-a mai ridicat problema. Băi, se supune la vot. Barna. Se supune la vot. Cipriane. Da. Stați că da. Am auzit ceva fără să vreau și... Eu am spus amendamentul, nu este un cuvânt scris. Amendamentele se depun și în consiliu. Păi trebuia depus. De ce nu l-ați notat? Dacă a spus secretar sau cine a fost secretar, de ce nu l-ați notat și nu se trece pe procesul verbal? Se depun și în timpul analizii. Nu spune așa ceva. Da, dar iar proiectul... Dumneavoastră ce înțelegeți prin amendament? O modificare, nu-i problemă, orice e, poți să spui și un cuvânt, și un sens, și o virgulă dacă o pui într-un context, este un amendament. O virgulă dacă o pui într-un, la o frază, este un amendament. Să știi, orice modificare. Un amendament este un amendament. Domnul Barna a notat asta și este în ședința din 29 septembrie, vă rog să... Așa. Și nu este amendamentul scris, domnul Barna. Nu trebuie scris, domnule, îl notează secretarul și după care îl redactați în ăla. Eu nu cred așa ceva. Amendamentele, adică când se fac în ședință... Amendamentul trebuie să vină, dar o comisie de specialitate cu modificarea. Procesul de bani și... V-aș ruga să citiți legea și ordonanța. Am înțeles că ne-a venit la primăria Balca secretar, nu? De când îl aștept? Păi a trebuit să... Ca să am și o consultare... Eu am spus că trebuie. Tu poate? Păi... E zăpadă. Nu, am înțeles că trebuia să vină la Rahova. Acolo sunt probleme mari. Contabil angajat ilegal de vreo 12 ani. Nu, așa am înțeles. Domnule, încă o problemă care a fost ridicată din consilier.
Ați văzut că aduceți administratorul public aici, așa, ca să discutăm, domnule, cu ce se ocupă, ce face, cu ce ia bani? Consilierii, nu dumitare. Nu, și eu am dreptul, domnule, cu orice țărțean, am dreptul. Ai dreptul, dar nu că vii ca să nu-mi aduc consilierii. Când ai la casă, tu vorbești cu administratorul. Iar vis-a-vis de asta, domnule, vreau, este a trimis citat cu domnul administrator, are ce are la școală, zi, fiecare sau nu știu. Nu, încă o primit adresă, o semnatul confirmat când vine. Am vorbit cu el acolo, m-a spus că vin la ședința următoare pentru că nu-i documentat. Bun. El nu e obligat să dea auzit că raportul în fața Consiliului. Dar de la urmă de activitate trebuie să plătiți cifra. Nu v-a citit aici rândul trecut, aici v-a citit acum. Nu e obligat. Și ei sunt obligat. Ei nu e obligat. Dar eu nu v-a citit legea. Dar face ce vrea, domnule. Înseamnă că ne întoarce în iarnă. Încă o chestie. Este angajat sau angajat fictiv? E angajat. Când are program aici? Vreau să știu și eu când are program. Noaptea? Nu, vreau să știu când are program. Vreau să văd orar. Domnule, ridicați problema. În calitate de cetățean, fac o serenie la primărie, dar faci la primar și îți dau. Da? Da, iar când are program și unde lucrează. Este angajat fictiv, domnul primar, este angajat fictiv, exact cum lucrau înainte fotbaliști. Erau angajat undeva și ziceau cum ar rugi, dau bani și cu asta bani. Era cu bipat. Lasă-mă cu procesul. S-ai pierdut pe treaba asta. Nu te interesează pe dumneavoastră că am vrut să-ți rugăciu. Ba da, mă interesează că e banii mei. Banii tăi, băi, primării. Așa că nu te interesează ce mai pierdut pe dumneavoastră. Da. Una, o problemă. Dom'le, este angajat fictiv. Eu nu-l văd. Vine și mă asemnează bani, îmi faci mie program, mi-a râs raportul și ce faci în persoana respectivă, da? Și când lucrează. O cerut și doamna Vasilica, acest lucru. O cerut și domnul Barba. Spune-mi, domnule, ce faci când vine și când lucrează? Eu am înțeles că luna următoare sau prima, pe ultima următoare ședință, el vine aici cu raport. Da, dar poate vine, poate consultările se fac și prin telefon, asta nu-i treaba noastră. Eu vreau să vă lucrez. Și în primul rând, exact, vrea să vadă raport de activitate. Dați, aduceți la Consiliu și prezentați raportul de activitate la 3 luni, 5 luni. Domnule, dați cum asta e. Și să spuneți și mie când semnează și când lucrează. Hai să fim serioși. Domnule, este fictiv. Asta vreau să spun. Pentru dumneavoastră să rămână clar. Este fictiv. Nu vine, vine semnează numai banii și îi împarte. Fie că îi împarte numai el în buzunar, fie că îi împarte. Eu pot să spun. Poți să afirmi lucrul ăsta că îmi pare cu dumneavoastră. Păi cât i-ai afirmat și în campanie? Nu, dar vreau să spun că poți să afirmi, adică nu a venit. Nu s-o dovedi, nu o să recunoști, bineînțeles. Dar adresați-vă la instanție, că aveți timp. Eu m-aș adresa, dar n-am timp. Cu ce? Cu asta, v-a administrat. Se poate adresa la procuror, te duci și spui cum așa scrii acolo. Știți cum e? Aveți timp să vă ocupați. Eu nu am ajuns până la mine. Știți câte corupție este în România? Nu contează, dar de câte ori, ce fac poliția, ce face poliția, că suma greșit în toată țara, uitați-vă ce scrie pe Facebook. Și așa l-am întâlnit. Părerea mea lăsat-o. Dar totuși demonstrează că vine la fel. Domne, ca să dai bani, hai să-ți dăm bani, ce e la... De ce să nu dăm bani, ce e la sportiva, cei care face ceva, da? Dar e un merit. Dacă lumea asta a votat, hai să vin poliția. Și atunci, de ce ți-i dai lui? Dacă lumea asta a votat, nu ne-a votat pe noi. Ce măi? Asta e. Lasă-mă și de cum. Iar proiectele, să știți, se pot introduce din voi care din dumneavoastră. Înțelegi că trebuie raport de specialitate și noi n-avem reprezentanți consiliul. Nu e obligator, nu e obligator raport de specialitate. Nu e obligator. Da, declarăm ședința închisă. Nu e obligator raport de specialitate.